Începutul vieții mele de predicator, precum cei mai mulți aici știu, eu sunt evreu, și am început propovăduirea Evangheliei printre evrei. Și nu era ușor. Mergeam în prăvălie evreiești, mergeam în pretutine unde găseam evrei. Și le spuneam tuturor același lucru, că scrie în Biblia voastră, în Biblia evrească, în Vechiul Testament. Hai să lăsăm Noul Testament, în care nu credeți, dar în Vechiul Testament scrie că fără vărsare de sânge, nu există iertare de păcate. Sunt capitole întregi care îți arată că trebuie să aduci un mielușel, că trebuie să aduci un porumbel, trebuie să aduci ceva. Și sângele acela care simbolizează, până la urmă, sângele Fiului lui Dumnezeu, ți-i curățește de orice păcat. Și când mergeam la evrei și le spuneam asta, acum sunt unii evrei care nu cunosc religia lor, cum sunt cei între români ortodoxi, care și din astfel că ortodox, dacă le întreb ce ortodox, ea ca barnat. Dar cei care știu, cei care sunt învățați de rabin, știu răspunsul că nu e nevoie de sânge pentru iertare de păcate, ci dacă citești, ai făcut un păcat. Și citești din cartea Levitic, capitolul despre jertfe, citirea capitolului de ajuns. Nu trebuie să aduci jertfe, nu trebuie să aduci sângele, capitolul, că l-ai citit. Ușor când te înțeleai cu un evreu care cu adevărat mergea la sinagogă și știa de la rabin chestiunea asta, și începeai să le spui despre jertfa lui Iisus, ei îți spunea, nu avem nevoie de niciun fel de jertfă, că dacă citim, cât îți spun prorocii și cât îți spun despre o mântuire prin sânge, faptul că ai citit ajunge. Și cu asta era terminat. Și eu eram tânăr predicator, țin minte, am intrat într-o prăvălie la un evreu și am început să-i spun de sângele lui Iisus, care iartă de păcate. Am început să râde. Dumnezeu, nu ai vorbit cu un rabin care să știe cu adevărat lucrurile. Nu-i nevoie de niciun sânge al lui Iisus. Citești capitolul din Levitic, din a treia carte a lui Moise, dacă ai citit capitolul, capitolul se socotește ca și cum ai fi adus jertfă. Deci foarte bine, dacă asta e credința dumitare, eu nu am venit să mă cer cu dumneata, eu am venit să cumpăr. Și am spus, dă-mi te rog trei cămăși, dă-mi te rog două cravate, nu știu de ce aveam nevoie de două, dar ca să-i fac. Să se bucure. Dăm două cravate, dăm ciorac, i-am cumpărat evrei. Și după ce am cumpărat, l-am rugat, dacă ai vrea să-mi faci o factură, o mică socoteală, ce spune. Și el mi-a scris toate, a făcut pachetul, eu am luat pachetul și am început să citesc acum. Trei cămăși costă atâta, trei perigrișorap costă atâta, cravatele costă atâta, aia costă atâta, totul împreună costă, să zic, 600 de lei. Mulțumesc foarte mult și am luat pachetul și am plecat. El a strigat după mine, domnule, ați uitat să plătiți. Ce cum am uitat să plătiți? Păi n-am citit factura. Deci, păi ai citit factura, dar n-ai scos bani. Păi nu-i nimica. Citirea facturii e ca și cum ai scoate bani. N-ai spus dumneata? Că dacă citești ce scrie în Biblie despre jertfe, e ca și cum ai adus jertfele. Pe așa, eu ți-am citit. Nu-i banii nu ți-am dat. Dar așa e mintea omenească. Primește astfel de învățături